Bună ziua, sunt Patricia Podoleanu și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Socialiștii urmează să decidă în 72 de ore dacă demit sau nu guvernul, după ce ieri executivul și-a asumat răspunderea pentru modificarea legii procuraturii. Fracțiunea PSRM s-a întrunit de dimineață în ședință. După ce Maia Sandu i-a primit aseară în vizită pe ambasadorul SUA la Chișinău și pe cel al Uniunii Europene, astăzi cu ei s-a întâlnit Igor Dodon. Șoferii de tiruri au ieșit din nou la protest. Oamenii vor să li se acorde autorizație pentru a-și putea exporta marfa. Membrii Partidului Socialiștilor s-au întrunit în ședință pentru a decide dacă depun sau nu moțiune de cenzură împotriva guvernului. Colega noastră, Daniela Focșa, se află la sediul PSRM și ne spune ce se întâmplă acolo. Daniela, bună ziua! Bună ziua, Patricia! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Cu puțin timp în urmă s-a încheiat ședința membrilor PSRM. Aici a fost prezent și președintele țării, Igor Dodon, dar și președintele Parlamentului, Zinaida Greceanu. Aceștia au făcut și declarații, astfel că Zinaida Greceanu spune că mâine la ora 9 în Parlament o așteaptă pe Maia Sandu la o ședință cu membrii PSRM. Iar pe ora 15 mâine ar putea convoca ședința Parlamentului unde se va discuta situația creată. Igor Dodon a spus că mâine la ora 11 se va întâlni cu deputații de la PAS, iar la ora 12 cu cei de la Platforma, de astfel că întâlnirile vor avea loc separat. Acesta a mai declarat că coaliția dintre acum și PSRM se vrea păstrată cu orice preț, însă decizia se va lua mâine. Am discutat și cu unii deputați de la PSRM. Aceștia ne-au comunicat că se va veni cu o avertizare pentru Maia Sandu să renunțe la legea care o împuternicește pe premier să numească procurorul și să se conducă după metoda inițială, adică acesta să fie selectat prin concurs. În cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, alianța dintre PSRM și acum s-ar putea rupe și am putea avea alegeri anticipate. Cam atât de aici, Patricia. Domnul președinte, ce ați discutat ieri la întâlnirea cu Maia Sandu și cu Zinaida Greceanu? Da, ieri seara. Bună ziua. Bună ziua. Hai că n-o scobor, să vă spun. Bine, cum așteaptă colegii de mult. Doamna Greceanu, ce ați discutat ieri cu Maia Sandu și președintele Igor Dodon? Să vă spun că n-ar fi timp potrivit și vă rog, aici este sala de conferință, acum discutăm. Asumarea propriu-zise a răspunderii se face în cazuri excepționale. Noi parcă nu suntem nici în stare de război, nici inundații, nici calamități. Ce ești de acordul cu blocul acum, dacă Maia Sandu insistă pe asumarea răspunderii? Bine, noi totuși sperăm că bunul simț, raționamentul, logica sănătoasă și corectitudinea va triumfa. Adică. Este un zvon că un grup de deputați din partea Partidului Democrat ar vrea să părăsească rândurile PD-ului din Parlament și să vină la voi, la socialiști. Știți ceva despre asta? Это было обсуждалось еще с середины июня месяца. Но мы заключили коалиционное соглашение с партиями блока АКУМ. Înainte de a merge la ședința PSRM, Igor Dodon s-a întâlnit cu ambasadorul american și cel al Uniunii Europene la Chișinău. Colega noastră, Iulia Sarivan, are detalii. Iulia, bună ziua! Bună ziua, Patricia! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Acum o oră, rând pe rând, aici la președinție au început să vină mai mulți ambasadori. În mai puțin de 30 de minute, curtea instituției s-a umplut de mașini. Printre primii care s-au prezentat este cel al Statelor Unite, Derek Hogan, și al Uniunii Europene, Peter Mihalko. Asta în contextul în care cei doi s-au întâlnit deja de dimineață cu șeful statului separat. Ulterior, Igor Dodon a scris pe pagina sa de Facebook că a discutat cu fiecare dintre ei despre situația politică de la noi din țară, iar mai exact despre faptul că ar putea cădea guvernul Sandu în viitorul apropiat, fără să dea mai multe detalii. Aici ar fi trebuit să ajungă deja șeful statului, care a venit de la sediul PSRM, unde îl așteaptă cei 50 de ambasadori pentru discuții. Acestea au fost informațiile deocamdată, cu detalii revenim. Patricia? Iulia, îți mulțumesc. Guvernul să-și retragă votul de asumare a răspunderii, iar ministrul justiției să fie demis. Este cea mai bună soluție pentru ieșirea din criză declanșată ieri, susține Igor Dodon. La rândul său, Maia Sandu spune că nu face niciun pas înapoi și este gata de alegeri anticipate.
Cea mai bună soluție, doamna prim-ministru, în caz dacă rămâne această coaliție, blocul acum, să retragă pe doamna Stamati, să propună altă candidatură. Da. Guvernul să-și retragă acest vot de asumare a responsabilității, guvernul să propună o altă candidatură de la funcția de ministru, să-l aprobăm, să anunță un nou concurs. Iar Maia Sandu a declarat că executivul nu va renunța nici într-un caz la schimbările făcute în legea procuraturii și nici nu va ceda fotoliul de ministru al justiției. Noi suntem gata de alegeri anticipate dacă ăsta este prețul pe care trebuie să-l plătim pentru justiție corectă. Deci suntem gata să plătim orice preț. Aseară, Maia Sandu, Zinaida Greceanu și Igor Dodon au avut o întâlnire unde au discutat despre situația din justiție și decizia asumată de guvern. Maia Sandu spune că socialiștii nu au spus clar dacă vor înainta sau nu o moțiune de cenzură. Ei ne-au exprimat dezaprobarea în raport cu această decizie pe care am luat-o și eu am susținut și susțin în continuare că aceasta este decizia pe care ne-am asumat-o conștient și pe care o să o apărăm până la capăt. Pasul pe care l-a făcut ieri guvernul pune sub semnul întrebării viitorul executivului. Cabinetul Sandu și-a asumat răspunderea și a modificat legea procuraturii fără să mai fie nevoie de votul în Parlament. Conform modificărilor, prim-ministrul va numi câțiva candidați la funcția de procuror general. Se întâmplă după ce rezultatul concursului organizat de Ministerul Justiției a fost anulat. Justiția adevărată am promis atunci când am fost de acord să devin prim-ministru. Și acest obiectiv a stat la baza creării și menținerii actualei majorități parlamentare. Să eliberăm țara din captivitate. După discursul înflăcărat al Maiei Sandu, proiectul de lege a fost supus votului. Cine este pentru? Vă mulțumesc! Cu 9 voturi din cele 11, proiectul a fost votat de Cabinetul de Miniștri. Asta pentru că viceprim-ministrul pentru reintegrare, Vasilii Șova, a lipsit, iar ministrul apărării, Pavel Voicu, care a fost înaintat de socialiști, s-a abținut. Cine s-a abținut? Vă rog să notați. În funcție de pregătirea și abilitățile profesionale, de integritate și de alte calități personale, prim-ministrul preselectează, conform procedurii aprobate potrivit aliniatului 3, cel puțin 2 candidați la funcția de procuror general și transmite lista candidaților preselectați și dosarele acestora Consiliului Superior al Procurorilor. Maia Sandu a spus că își asumă toată răspunderea pentru proiectul de lege care recunoaște este un risc al guvernului. Este un pas riscant, dar noi suntem aici, în primul rând, pentru a curăța statul, pentru a face ordine în justiție. De asta suntem gata să ne asumăm cele mai mari riscuri și să plătim cele mai mari prețuri. Totodată, premierul a menționat că va lua în considerare candidaturile care și-au depus dosarele la precedentul concurs organizat de Ministerul Justiției, dar asta nu înseamnă că vor fi aleși candidați doar din rândurile lor. În același timp, aceasta nu a fost explicită privind modalitatea prin care va alege candidații. Întrebat dacă va organiza un nou concurs, prim-ministrul a spus că atunci când va prezenta lista, va explica și cum au fost aleși candidații. Acest exercițiu este pe responsabilitatea politică a noastră. Un membru al comisiei care a selectat cei 4 candidați la funcția de procuror general a favorizat anumiți candidați. Din acest motiv, concursul a fost anulat, a explicat ministrul justiției. Ea nu a precizat despre cine este vorba, dar reprezentantul numit de președintele Parlamentului în comisie, Petru Bobu, a recunoscut că el a pus punctajul care a stârnit controverse, pentru că așa a considerat de cuviință. Așa eu am considerat, pornind de la faptul că eu cunosc cum și cine trebuie să fie procuror general. Potrivit juristului Ion Creangă, premierul Maia Sandu trebuie să declare în legislativ că își asumă răspunderea pentru noile modificări ale legii. După care curge termenul de 3 zile de depunere a moțiunii de cenzură. Dacă nu o să fie depus moțiunea de cenzură, atunci ea intră în vigoare. În cazul în care moțiunea va fi votată de 51 de deputați în legislativ, atunci guvernul Sandu va cădea. Dacă moțiunea nu va aduna numărul necesar de voturi, legea va intra în vigoare. După evenimentele de ieri, aseară, jurnaliștii i-au surprins pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Derek Hogan, și pe cel al Uniunii Europene, Peter Mihalko, ieșind din clădirea guvernului. Nu este clar cu cine s-au întâlnit aceștia, așa cum despre plecarea lor la executiv nu a fost anunțat nimic. Maia Sandu vrea să provoace deliberat căderea guvernului. Modificând legea procuraturii la guvern, prim-ministrul a încălcat grav acordul PSRM acum.
este reacția socialiștilor la cele întâmplate ieri. PSRM a cerut deocamdată ca ministrul justiției să-și dea demisia, dar nu a precizat dacă va înaintea o moțiune de cenzură guvernului. Democrații spun că se gândesc să ceară demisia acestuia. Dragă doamnă ministra justiției, nu. Parlamentul este cel care ți-a acordat toată încrederea ca tu să faci acea reformă a justiției care ți-a asumat-o și până astăzi ești un eșec total. De aceea și este solicitarea de a pleca din funcție. Socialiștii nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă acum la guvern. Ei se plâng că le-au dat libertatea totală în decizie celor de la acum pentru a desemna un nou procuror general, însă ei ar abuza și ar încerca să controleze justiția prin mișcarea anunțată. Democrații numesc tot ceea ce se întâmplă un spectacol de prost gust. Prima propunere, de fapt, este neconstituțională, a doua propunere este și mai neconstituțională deja. Ajungem la un ridicol și un haos juridico-constituțional, dar nu asta este problema. Problema cea mai gravă este că politicul se bate pentru controlul justiției și procuraturii. Întrebați dacă se gândesc la depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Sandu, atât socialiștii cât și democrații ne-au spus că iau în calcul această posibilitate, iar o decizie ar putea fi luată în următoarele zile. La ce vă așteptați dumneavoastră? Am putea să avem anticipate? O să avem o dezbatere interesantă și o să vedem totuși cine se teme de justiție adevărată. Deocamdată nu este stabilită o ședință a Parlamentului în următoarele zile. În cazul unei moțiuni de cenzură, democrații și socialiștii au suficiente voturi împreună ca să dea jos guvernul. Anterior, socialiștii au afirmat public că după alegerile locale vor încerca să-și revendice mai multe ministere, pentru că actualele nu ar face față. Deși în 3 săptămâni va fi iarnă, ieri pe străzile capitalei s-au purtat tricouri și s-a mâncat înghețată. Vremea este prea caldă pentru luna noiembrie, spun specialiștii. Mai păstrezi încă tricourile din vară. Da, da. Rămâneți să aflați în jurnal mai multe. Zeci de șoferi de tiruri au ieșit din nou să protesteze în apropiere de Chișinău. Oamenii sunt nemulțumiți că autoritățile așa și nu le-au emis autorizații ca să-și exporte marfa în Rusia, Polonia și alte țări. Responsabilii de la Ministerul Economiei și cei de la ANTA spun că vor veni mai târziu cu reacții la acest subiect. Șoferii au claxonat continuu în speranța că așa vor fi auziți de autorități. Oamenii spun că de la protestul de săptămâna trecută, situația nu s-a schimbat și așa și nu au primit autorizații pentru a-și putea exporta fructele și legumele în Rusia, Polonia, dar și alte țări. Прошла неделя или полторы, нас никто не услышал. Нам сейчас надо собраться, хоть пешком, хоть на велосипедах дойти до Министерства экономики. Ieri la Ministerul Economiei a avut loc o ședință cu ușile închise la care s-a discutat acest subiect. Astăzi responsabilii au spus că vor veni mai târziu cu un comunicat. După ce au protestat la intrarea în Chișinău, șoferii și-au lăsat tirurile și s-au adunat în piața Marii Adunări Naționale pentru a continua manifestația. Ministrul Economiei a spus că ei nici nu au nimic, că îi dezvăla, că totul e în regulă. Responsabilii de la ANTA ne-au declarat că vor veni mai târziu cu un comentariu la acest subiect. Săptămâna trecută, șoferii au blocat intrările în orașele Ocnița și Edines din același motiv. 8 kg de marihuana, cânepă uscată și muniții. Asta au descoperit oamenii legii acasă la doi bărbați din Cahul. Valoarea drogurilor este de peste 300.000 de lei. Suspecții riscă până la 15 ani de pușcărie. În podul casei, polițiștii au găsit câțiva saci cu marihuană, o armă de foc deținută ilegal și 90 de cartușe. Totodată, potrivit oamenilor legii, cei doi suspecți au plantat cânepă pe mai multe terenuri din Cahul. Aceștia urmau să vândă drogurile cu o valoare totală de peste 300.000 de lei. Bărbații de 29 și 54 de ani au fost reținuți pentru 72 de ore, iar polițiștii urmează să afle dacă aceștia aveau complici. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă până la 15 ani de închisoare. Judecătorul Curții Supreme de Justiție, Oleg Sternioala, arestat acum 3 zile, a fost eliberat. Sentința a fost pronunțată ieri de judecătoria Chișinău cu sediu la Ciocana. Ședința a avut loc în lipsa acestuia. Instanța în numele legii dispune...
Respingerea demersului procurorului Roman Statnei din cadrul Procuraturii Anticorupție privind aplicarea măsurii preventive, arestarea preventivă în privința învinuitului Oleg Sternioană, eliberarea lui Oleg Sternioană de sub strajă. Încheierea respectivă poate fi atacată în ordine de recurs în termen de 3 zile la Curtea de Apel Chișinău. Magistrații de la Judecătoria Chișinău cu sediul la Ciocana au analizat demersul procurorului privind prelungirea măsurii arestului preventiv lui Oleg Sternioană. Acesta nu s-a prezentat la ședința de judecată. Din câte am înțeles, acesta de comun cu avocație acestuia, a format o încerere prin care a solicitat examinarea în lipsă. Fiind prezentată în instanță, instanța a acceptat acest demers. Drept rezultat, examinarea a avut loc în lipsa acestuia. Deși procurorii au solicitat prelungirea arestului lui Sternioană pentru 30 de zile, judecătorii au respins demersul. Este o decizie motivată, întemeiată și legală. Încheierea a fost abia acum ridicată, o să fie examinată, studiată și în dependență de temeiurile care sunt invocate în această închiere, o să decid asupra contestației sau necontestației acestea. La moment consider sau bănuiesc că o să fie contestat. Magistratul Curții Supreme de Justiție, Oleg Sternioană, a fost plasat în arest luni pentru 72 de ore. Acesta este suspectat de spălare de bani și îmbogățire ilicită. Investigațiile jurnalistice referitoare la averea magistratului au servit drept temei pentru începerea urmăririi penale. Judecătorul a acumulat împreună cu membrii familiei sale venituri de aproape 7 milioane de lei și au cumpărat bunuri de aproape 13 milioane de lei. Un șofer din capitală a urcat beat la volan și a ajuns cu mașina într-un panou publicitar. Accidentul s-a produs în această dimineață pe strada Calea Ieșilor. În urma impactului, automobilul a fost avariat grav. Bărbatul de la volan a scăpat nevătămat, dar pentru că a condus în stare de ebrietate, s-a ales cu dosar penal și riscă 6 puncte de penalizare și amendă de 1500 de lei. Ieri am avut în sudul țării 24 de grade, de 3 ori mai mult decât ar fi firesc pentru această lună. Așa că dacă în alți ani, în noiembrie, ningea, ieri orășenii au purtat afară tricou și au mâncat înghețată. Specialiștii spun că pomii și culturile agricole nu sunt afectate de temperaturile ridicate, ci mai mult de lipsa ploilor. Deși calendarul ne mai arată doar 3 săptămâni până la venirea iernii, termometrele ne indică mai mult temperaturi caracteristice începutului de toamnă. Este ora 15, iar noi avem deja 20 de grade. Vremea frumoasă i-a scos pe oameni din casă. Unii au ales terenurile de joacă, alții cel de sport. Temperaturile generoase i-au scos pe unii la o înghețată, iar altora le-a făcut curaj să poarte doar tricou. Timpul de afară e convenabil, avem antrenamente. Timpul ne-a dat favoarea că să ne antrenăm afară la aer curat. Ne bucurăm încă de timpul de toamnă, cât e cald. Mai păstrezi încă tricourile din vară. Da, da. Cei mai fericiți sunt părinții. Acest bărbat și-a scos la plimbare fetița născută acum câteva zile. Ajut cu toți copilașii să savurăm în câteva zile de toamnă. Baby are doar o săptămână, deja ieșim afară. Iar acest tătic a ieșit în parc cu cele două fiice. Profităm și noi un pic de căldură. Predict în casă să stăm. Și avem și o zi liberă de la muncă. Meteorologii spun că vremea este prea caldă pentru începutul lunii noiembrie, valorile obișnuite fiind depășite cu 11 grade. Se semnalează în medie odată în 10-15 ani. Pentru ultimii 20 de ani se semnalează odată în 5 ani. Temperatura normală este de plus 5, plus 7 grade. Specialiștii spun că în mod normal, la începutul lunii noiembrie cad primii fulgi. Fenomenul are însă o explicație. Teritoriul nostru este acum influențat de un val de aer cald care vine dinspre sudul Europei, sud-estul Europei. Temperaturile ridicate nu vor influența culturile agricole, spun specialiștii. Negativ afectează însă lipsa precipitațiilor. Noi avem secetă, eu aș spune secetă mare, grâul care e semănat, el trebuie să fie deja aproape înfrățit ca să intre iarnă, dar el de bea răsare. Copacii nu se pot pregăti pentru iarnă. Dacă ar fi fost o leacă de umezeală și căldurile astea, putem să ne așteptăm la desfacerea mugurilor. Prin asta este o toamnă practic ieșită din comun. Cele mai ridicate temperaturi în noiembrie au fost înregistrate pe teritoriul țării noastre acum aproape 100 de ani, când maxima atinsă a fost de 30 de grade. În următoarea perioadă, vremea caldă se va menține. Meteorologii prognozează ploi și ceață. Noul premier al României a declarat aseară că prima sa vizită în străinătate va fi în Republica Moldova. Nu a precizat însă când ar putea ajunge la Chișinău. Pe agenda prim-ministrului de la București mai este programată și o vizită la Bruxelles.
într-o vizită oficială ați stabilit sau rămâneți în țară pentru 2-3 săptămâni? Vreau rezidențiale. Să merg în Republica Moldova. Când? Voi discuta cu premierul Maia Sandu și vom stabili. Anunțul a fost făcut aseară la o emisiune TV de peste Prut. Ludovic Orban nu a precizat când ar putea ajunge la Chișinău. Întâi de toate, premierul român spune că își dorește să pună bazele guvernării la București. Ulterior, planifică să efectueze o vizită și la Bruxelles. Probabil de ce va fi a doua deplasare la Bruxelles pentru a mă întâlni atât cu președintele Comisiei Europene, cât și cu mai mulți comisari. Acum câteva zile, Maia Sandu l-a invitat pe Ludovic Orban la Chișinău. El a devenit prim-ministru după ce guvernul condus de Viorica Dăncilă a căzut. A pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina într-un semafor, iar apoi automobilul a ricoșat și s-a izbit de un copac. I s-a întâmplat unui șofer din capitală. Accidentul s-a produs noaptea trecută pe strada Grenoble. Doar pasagerul din autoturism a avut nevoie de îngrijiri medicale. Oamenii legii spun că șoferul nu a consumat alcool, dar s-ar putea alege cu o amendă de 500 de lei. Sătulă de salariul mizer și munca de birou, o fostă contabilă din anii noi și-a deschis o afacere multicoloră. Este povestea Aureliei Cecoi, care a împânzit cu morcovi de diferite mărimi și culori câmpurile din satul Roșcani. Acum visul acesteia este să-și vândă marfa pe rafturile magazinelor din străinătate. Aveam 5 tipuri de morcovi color. Inovativ pentru anul acesta, ăsta alb, galb, mai galbui, roz roșietic și două violete. De 4 ani în familia Cecoi dimineața nu se mai bea ceai. Un cocktail de morcov și un pic de sfeclă. Uneori îmi pun cartofi, dar soțul nu-i place. Salariul care nu-i ajungea aproape pentru nimic a făcut-o să renunțe la activitatea de contabil. A început totul în 2015, am dus-o cu 10 hectare până în 2017 și am înțeles că ori lucrăm, ori nu lucrăm. Am arendat anul trecut 30 hectare, la cele 10 aveam 40, anul acesta am mai luat încă 4 și încă 47 la moment deținem. Asta e viitor. Am văzut perspectiva nu în a rămâne la cei 6.000, pentru că cei 6.000 nu îți ajunge. Plină de ambiție, Aurelia și-a pus în gând să-și vândă marfa pe rafturile magazinelor din străinătate. În venitul care l-am, eu o să cot, cum spune soțul meu, o să avem peste 3 ani de zile, o să trăim foarte, dar cum trebuie să mai răbdăm, să investim, pentru că ați văzut cât de mult trebuie utilaje, semănătoare, plug, stropitoare și tot trebuie ca să putem face concurență cu ceilalți, cu Ucraina, cu Polonia. Morcovii din această plantație nu doar că au o culoare neobișnuită, ci și o lungime deosebită. Unul pe care l-am scos acum din pământ are nici mai mult, nici mai puțin 30 de centimetri. Asta înseamnă mai mult decât 3 morcovi normali. Grație unui grant din partea USAID Moldova, Aurelia și-a cumpărat echipamentul necesar pentru a mecaniza procesul de recoltare a legumelor, iar acum munca e mult mai ușoară și mai rapidă. Curel, cete de tăiat care taie frunza. Aici e automat, tot lucrează singur, lucrezi de la computer, atât de atât. Cât ați scos seamnă mult? Un hectar jumătate. Dacă era cu mâna, s-a scoate? E cum ar trebui o grămadă de oameni. Echipamentul de recoltare mecanizată a costat în jur de 900.000 de lei, 400.000 fiind oferiți de USAID Moldova. Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!